Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi o să discutăm despre Federația Rusă. Federația Rusă este un stat transcontinental, cel mai întins din lume, cu o suprafață care reprezintă aproximativ o optime din suprafața locuită a Pământului. Se întinde de la Oceanul Arctic în nord, Oceanul Pacific în est, Mările Azov și Neagră în vest, până la Marea Caspică și Munții Altai în sud. Are frontiere terestre cu Norvegia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Belarus, Ucraina, Georgia, Azerbaidjan, Kazahstan, China, Mongolia și Coreea de Nord, iar frontiere maritime cu Japonia și Statele Unite ale Americii. Mare parte a teritoriului Federației Ruse este acoperită de câmpii și podișuri. Cele mai importante unități de relief de pe teritoriul Federației Ruse sunt Munții Caucaz, Câmpia Europei de Est, Munții Ural, Câmpia Siberiei de Vest, Munții Altai, Podișul Siberiei Centrale, Câmpia Siberiei de Nord, Munții Iablonovâi, Munții Djugjur, Munții Verhoiansk, Munții Cerski și Munții Kolyma. Rețeaua hidrografică este bogată și este constituită de ape de suprafață și ape subterane. Cele mai importante cursuri de apă care curg pe teritoriul Federației Ruse sunt Donul, Volga, Uralul, Obiul, Tazul, Eniseiul, Oleniucul, Lena, Indigirca, Kolyma, Anadirul și Amurul. Pe teritoriul Federației Ruse întâlnim și cel mai adânc lac din lume, lacul Baikal. Totodată, acesta reprezintă lacul cu cel mai mare volum de apă dulce dintre toate lacurile de pe glob. În partea vestică a Federației Ruse, găsim cel mai mare lac la suprafață din Europa, lacul Ladoga. Datorită întinderii imense, atât pe latitudine cât și longitudine, pe teritoriul Federației Ruse întâlnim foarte multe tipuri de climă specifice zonelor temperată și rece. Climatul specific este în cea mai mare parte a teritoriului cel continental umed. Acesta este caracterizat prin patru anotimpuri distincte, cu diferențe mari de temperatură de la unul la celălalt și cu veri calde, chiar toride, și ierni reci. Cad precipitații tot timpul anului, cu diferențe mici între anotimpuri. Temperaturile scad sub 0 grade Celsius iarna și urcă la peste 20 de grade Celsius vara. Ca urmare a poziției geografice, a întinderii, a caracteristicilor reliefului și mai ales a celor climatice, pe teritoriul Federației Ruse întâlnim de la peisaje de stepă în est, la păduri de foioase și amestec în zonele de podiș, la tundră în partea nordică, taiga tot în partea nordică, în Siberia și semideșert pe malurile Mării Caspice. În Federația Rusă întâlnim a doua cea mai mare pădure din lume, taigaua siberiană, depășită ca suprafață doar de pădurea tropicală amazoniană. Vă propun acum rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Documentați-vă din diverse surse, cum ar fi manualul școlar, cărți, articole științifice din reviste sau de pe internet și descoperiți principalele resurse naturale ale Federației Ruse, cele mai mari 10 orașe după numărul de locuitori, forma de guvernământ și limba oficială vorbită, 10 obiective turistice din capitala Federației Ruse, Moscova. Redactați un document sau realizați o prezentare în care să includeți toate aceste informații. Puteți include și fotografii concludente pentru informațiile găsite.
Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc succes în rezolvarea sarcinii de lucru și până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc multă sănătate! La revedere!